Avem două procese electorale, Republica Moldova-România. În mod surprinzător, problema unirii în România a ieșit în prim plan. Da. Eu vreau să vă întreb, pentru că l-am întrebat anterior și pe domnul Dorin Chirtoacă, colegul și adjunctul dumneavoastră, dacă în Republica Moldova problema unionismului va fi una electorală. Domnul Dorin Chirtoacă spunea că e o problemă subtilă, a fugit. Eu, de la răspuns, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră acum. Dumneavoastră, considerați că e bine, este sens ca în Republica Moldova, în campanie electorală, problema unionismului să fie scoasă în prim plan? Sau, credeți că există lucruri care mai bine nu, să nu fie scoasă în prim plan? Din momentul în care Victor Ponta a vorbit despre această deschis, dacă poate ar trebui și partidul dumneavoastră să spună deschis. Nu cred pe nume. Există aici subtilități. Ce e mai bine? Cum trebuie să abordăm? Îi place femeii. Știți că femeia trăiește cu urechea. Da. Și îi place să audă. Sigur. Te iubesc. Dar asta nu-i de ajuns. Dar poziția Partidului Liberal. Așa și aici. Nu trebuie noi tot timpul să ieșim și să scandem, să strigăm. Eu cred că lucrurile trebuie și ca să celălalt, toate problemele se rezolvă nu prin vorbe, dar prin acțiuni concrete. Și atât în privința aceasta, noi, Partidul Liberal, avem fapte concrete. Și, dar e temă de campanie sau credeți că mai bine să nu fie o temă de campanie? A mai ieșit odată unul cu tema asta de campanie și a compromis. Deci dumneavoastră sunteți foarte precaut în privință. Nu sunt precaut. Deci, conform Constituției, partidele politice reprezintă interesul cetățenilor. Eu nu sunt omul care vreau să obțin niște succese prin minciună, prin manipulare, prin forțare. Nu? Nu e corect. Noi trebuie să aducem oamenii la ceea ce considerăm noi că e bine. Să-l convingem. Deci credeți că promisiunile legate de unire sunt niște minciuni? Nu, dacă eu mă duc în teritoriu și îmi spun oamenii, domnul Ghimpu, dumneavoastră sunteți, mă scuzați că nemodestie, dar spun discurs care eu am. Sunteți cel mai bun, vorbiți pe înțelesul, sunteți cinstit, nu furați ca ei. Și tot începe așa. Și eu zic, și? Dar cu votul? Ei, dacă dumneavoastră zici, suntem români. Iată care e problema. Și eu vreau să spun că aici e marea problemă a moldovenilor noștri. Ei se tem de românism, dar nu se tem de sărăcie.